Sute de elevi de la școlile din județul nostru au fost prezenți în această perioadă la Muzeul Județean Olt pentru a participa la activitățile inedite organizate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Unul dintre cele mai iubite ateliere a fost cel de pictură, unde copiii au creat adevărate peisaje de iarnă pe sticlă. După cum v-am obișnuit deja, muzeul are o excelentă colaborare cu absolut toate școlile din județ, astfel pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, Muzeul Județean Olt își continuă seria atelierelor dedicate sărbătorilor de Crăciun și astăzi am avut ateliere de sorcove, precum și pictură pe sticlă. Copiii au fost încântați să-și confecționeze astfel de obiecte unice pentru a le păstra ca amintire sau pentru a le dărui persoanelor dragi. Pielea am făcut-o cu un amestec de alb și roz, alb și brăduț, steluțe. Mie chiar îmi place aici și sper să mai venim și altă dată. O voi păstra și poate o voi dărui mamei, bunicii sau tatălui sau chiar o voi păstra amintire. Eu am pictat o fetiță cu unghii veci, cadouri și un brăduț. Mie mi-a plăcut această activitate pentru că ne-am distrat și a fost o activitate frumoasă. Sticla o voi dărui tatălui pentru că este ziua lui astăzi și să-i fac un cadou frumos. Atelierele de creație vor continua în toată această perioadă premergătoare sărbătorilor de iarnă pentru ca tot mai mulți micuți să se poată bucura de activitățile de la muzeu.